Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Astăzi discutăm despre al doilea, cel mai iubit sport de către tine, handbalul. L-ai avut invitat la... Nu știu, aici cu rugby, adică... A, oscilezi? Îs pe rugby, așa că ne e cupa mondială. La handbal sunt schimbări de... scor și de conduita echipelor în teren prea rapide și sunt enervante atunci când echipa ta și câteodată mă agită foarte mult. La rugby e mai așezat. Așa. Când joacă două echipe puternice. Da, bun, dar când joacă o echipă foarte bună și una foarte slabă, cum ar fi Irlanda cu România, știi din start ce se întâmplă. Da, adică dar știi, te uiți pentru spectacolul din jur. Să vezi eseurile echipe adverse. Da, a fost astăzi Petru Ghervan la mine, domnul Ghervan care este coordonatorul tuturor echipelor din cadrul clubului universitar. Dar am discutat în principal despre echipa mare, o clasare pe locul 9 din 14 echipe bună, am zis eu și e de acord și domnul Ghervan cu mine, doar ce avea să spună, în contextul în care s-au dat fiind faptul că este cea mai tânără echipă din Liga 1 la handbal masculin. Exclusiv din jucători români și era la un moment român, dat. Nu există niciun jucător străin. Este singura echipă din campionatul românesc fără niciun jucător străin și cu media de vârstă cea mai mică. Deci nu a devenit campionatul mai puternic, ci avem noi o echipă foarte tânără. Da, nu, da, și campionatul s-a mai îndrăvenit, ca să spun așa, a zis domnul Ghervan că campionatul este mai puternic, dovadă fiind faptul că Universitatea Cluj, care abia a intrat, a bătut Steaua. Bun, Steaua e probleme, sunt niște probleme acolo, are un lot de jucători foarte bun, dar nu știu ce se întâmplă. Nici domnul Ghervan nici nu s-a băgat în problema asta, că lui treaba lui. Deci cea media de vârstă o strigă Gavriloaia, 40 de ani. Adică o crește, da? Și o apropie de restul campionatului. Așa. Pentru că dacă ar lipsi Răzvan, media de vârstă ar fi undeva la 20 de ani. 28. Mai sunt, deci, Răzvan Gavriloaia, 40, mai sunt doi trecuți de 30, Macaria, Portaru și cu Târzioru. În rest, 26, 25, 34, restul 19, 20, 21. Deci e de înțeles această fluctuație cu rezultate foarte bune și rezultate foarte slabe, mă refer la acea bătaie luată de la Dinamo 5-5-29. Dar în contextul ăsta, cu echipă foarte tânără și fără niciun stranier, dat fiind faptul că celelalte echipe cam toate au stranieri și unii dintre ei sunt chiar foarte buni, mai ales la Dinamo, locul ei ocupat este bun. Dar am vrut să aflu cu Daniel Stanciu pentru că a plecat, e internațional, are 20-21 de ani, e un jucător important sau o speranță foarte mare a Naționalei României și domnul l-ai luat la Dinamo. Și când l-ai dat la Dinamo, l-ai dat cu o condiție. În contractul ăla ai scris că dacă nu joacă prea suficient la Dinamo, să vină înapoi la Suceava. De și bine, trebuie să vrea și jucătorul. Da, a zis că trebuie să vrea și jucătorul. Dar și jucătorul este nemulțumit, că i-a spus, mi-a zis domnul Ghervan, că a avut o discuție cu Daniel și i-a spus că el nu știe ce se întâmplă, el se antrenează, face, dar nu știe dacă face bine. Problema, ce am înțeles de la domnul Ghervan, care a vorbit foarte mult cu Ciabi Pascual, antrenorul lui Dinamo și selecționerul naționalei, e că domnul Pascual vrea să joace altceva Daniel Stanciuc. Să ori fie... el e pregătit... pe altă poziție. El a zis să dribleze mai puțin, să țină mingea mai puțin și să nu fie treaba lui să dea goluri, să fie treaba lui să gândească jocul și să paseze, să deschidă jocul. Ori eu nu înțeleg asta. Bun, Ciabi Pascual e un... strateg. O statuie de 80 de metri în handbal. Și ca handbalist și ca antrenor. Însă e un băiat de la Suceava de 20 de ani și îl ții acolo pe post de ce? Și a zis că e foarte mulțumit de el. A zis, domne, se antrenează foarte bine, e cu minte, așa, așa. Nu joacă, dar... Dar că nu joacă, știi? E așa ceva ciudat și a zis, la național, îl iau la națională. Știi? Adică merge la campionatul european, stați liniștiți. Bun, și în concluzie, a zis domnul Ghervan că a vorbit cu Daniel Stanciuc și așteaptă campionatul european din ianuarie. Să vadă, joacă acolo sau nu joacă, dacă îl ține pe tușe și acolo le ia acasă. Acum, eu cred că nu este corect, și nu știu, la Federația Română de Handbal sau poate o fi și prin alte părți, nu știu,
să fie antrenor la echipă de club și să fie și selecționer. Pentru că acum să spunem că Daniel Stanciuc ar fi plecat, îl mai lua la națională, nu cred. Da? Ar fi plecat unde? Ar fi venit înapoi acasă? Ar fi venit înapoi la Suceava, dar păi tu nu mă joci, ce să fac acolo? Mă ții pe tușă? Bun, mă antrenez cu niște mari jucători. Dar dacă n-ai jocuri în picioare, nu merge treaba și îți cade și încrederea în tine. E foarte periculos, mai ales la vârsta asta. Cu toate că el a insistat și cea lui Pascual în dialog cu domnul Gervan, și domnul Gervan a zis că a vorbit cu el să vadă dacă s-a schimbat. Nu, a zis că e tot un băiat cu minte, își vede de treabă, nu s-a schimbat nimic. Dar nu mi se pare corect ca antrenor la echipă de club să fie și selecționer. E subiectiv că și-a jucător de jucători. Așa? Și după aia dacă unul pleacă la altă echipă că nu s-a înțeles cu tine, ce faci? Nu mai chem la național, nu? Poate să fie asta o chestiune. După aia, nu înțeleg asta ca om din afară. Evident că domnul Pascual, repet, are 80 de metri statuia. Dar de ce m-ai luat? Tu știai ce joc? M-ai văzut că joc mai vrut. Pentru că driblez, pentru că dau la poartă și pentru că țin mingea. M-ai luat de aia? Da, și acum de ce mă pui să fac altceva? Să fac altceva? Și aici o fi o strategie, nu cred că o face din inconștiență. Dar nu știu de ce o face. Bun, evident că domnul Pascual vrea să aibă rezultate la echipa de club, pentru că altfel cât e el de statuie de 80 de metri, îl dă afară. Dar asta nu trebuie să ce-mi ții jucătorul tânăr din România și așa n-ai foarte mulți jucători să mergi cu el la națională. De ce mi-l ții pe margine? Că te-ai gândit tu că să-l faci? A vorbit domnul Gervan și cu Daniel Stanciuc și cu Xavi Pascual? Da. Și răspunsul până care zis că merge la campionatul Bun, dar până atunci. Până atunci, de ce campionatul îl pui să joace altceva? De ce? Bun, asta e strategia. Nu, dar asta e finalitatea, finalul ăsta este. Vine campionatul european în ianuarie, pe 10 ianuarie începe și va vedea. Dacă nu joacă, probabil că se va întoarce Daniel Stanciuc la Suceava. Probabil. Poate veni și împotriva voinței sale? Așa no, e. Nu, no, dar nu, nu se pune problema. Da, Daniel o să vorbească cu părinții, evident, se sfătuiește cu unii și cu alții. A zis, e un băiat cu minte care își vede, adică cred că și ascultă, dar și el își dă seama. Păi, dacă mă duc și la european numai să mă ții pe bancă, normal, că nu e în regulă. Da, în handball, dacă nu sunt cam fotbal, știi? Într-un fel, ești legitimat la echipa de pe locul întâi din Liga Zimbrilor. Da, și dacă ești legitimat ce? Ești legitimat acolo. Nu e așa. Ești înscris la Dinamo, alta da, e să fii înscris la CSU. La 20 de ani și fiind în putere și în creștere, nu vii să-mi tai tu mie aripile. Nu mi se pare corect. La handball nu e cam fotbal, că dacă dădea pe el 4 milioane de euro să-l transfere, nu mai ținea pe margine. Adică stai mă, că la handball, sume de transfer în unele cazuri nici nu există. Așa a adus și un croat, și un sârb, și un super vedete. Păi dacă îi aduci pe aceea, mai e și pe mine. Ori mă iei să joc, ori ce faci. Am așa în Liga Campionilor nu joacă Dinamo, că nu i-a lăsat federația, joacă în a doua grupă valorică, în EHF. Dar e oricum ceva ciudat acolo. Repet, pe de o parte domnul Pascual e, are 80 de metri statuia, dar pe de altă parte e o strategie nouă. Nu zic care ceva cu Daniel Stanciuc. Dar cred că greșești. E încă e un băiat care nu știu cum suportă, mai ales la 20 de ani de el, fiind cumincior foarte, spre foarte cuminte. Pentru că la 20, nu, dar la 20 de ani să vii și să știi că poți și să aia să te ține pe marginea, altul ar fi comentat și ar fi plecat. Știi? Dar n-are figuri, n-are fițe și mai să. Dar cred că până așa am zis și domnul profesor Gervan. Domnule, ok, înțeleg că băiatul are răbdare, seamnă. Dar și fiecare coardă are un capăt, are, știi, un punct de rupere. Nu poți să întinzi coarda la nesfârșit. Că dacă le ieși la european și îl ții pe margine, nu e. Și ți-am zis, asta în contextul în care România nu are foarte mulți jucători de valoare ca să spui, da, nu, băiatul ăsta îl ține pe margine, nu joacă, hai. Dar e un paradox că majoritatea antrenorilor, cel puțin în fotbal, dar și la handball, cred că e la fel. Nu te ia la națională dacă nu ai mici la echipa de club. Păi stai tu, mă ții la club, la tine. Nu mă joci, mă iei la națională? Tot tu, antrenor și selecționer. Da, dar chestiunea e că la echipa de club are străini. Păi ea nu poate să ia. Și ea pe fraierii noștri de pe bancă de acolo. Adică e mai important rezultatul cu echipa de club decât cel eu pe echipa națională? Eu așa spun că Xavi Pascual pune pe primul loc echipa de club.
Și eu de-aia nu, adică aș face federația, cine e acolo, consiliul de administrație, să nu pună condiția. Nu poți să fii și antrenor la club și selecționer. Ar trebui să fie chestiunea asta. Pentru că din câte se vede, ce are Pascual, pune subiectiv clubul în față. Clubul în față, mulți stranieri joacă acolo, ai noștri sunt pe mare, te întrebi de ce la campionatul mondial de la fete acum, locul 12 România, cu, atenție, cele mai mari salarii din handbalul mondial la fete sunt în România. Da? Cele mai mari salarii. Nu există în lume. Cristina Neagu are cel mai mare salariu din lume și alte fete. Mi-a zis domnul profesor Ghervan că 35 de jucătoare care volează în campionatul intern sunt la campionatul mondial. Unele dintre ele la echipe foarte bune. De asta scandalul așa mare, nu? Păi stai și vin fetele alea, aduci așa, tu le antrenezi, le plătești. Aici ele joacă pentru țara lor, fac performanță la campionatul mondial sau european și tu vii acasă de pe locul 12. Cum vine asta? Cum e posibil? Păi nu, e posibil, nu am, cum vine asta, întrebare. Adică în ce condiții s-a întâmplat asta? Așa și aici, la Dinamo, mai mulți stranieri joacă și uite, Daniel Stanciuc, pe care l-ai luat știind ce poate. Și știind pe ce e specializat. Păi tu ce-l iei pe, nu știu, de la noi, pe Nicușor Stanciu, care e coordonator de joc. Zice, hai mă, să-l iau și-l fac fundaș dreapta sau cum? Sau pe portar, îl pui să, adică să joace în teren. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.